Societatea pe acțiuni Drumul Cimișlia este una din cele mai mari întreprinderi de transport din raionul Cimișlia. Profilul de activitate este lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor. Societatea dispune de camioane de mare tonaj pentru transportarea materialelor de construcție, autogreidere, utilaje, autobasculante și tractoare. Fluxul de deșeuri specifice, cum ar fi anvelopele uzate, uleiurile uzate și vehicule scoase din uz, sunt gestionate conform unui plan de activitate al întreprinderii. Mecanicul Societății pe Acțiuni Drumul Cimișlia, Vasile Scutaru. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți ce faceți cu fluxurile de deșeuri specifice, uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz. Mă numesc... Bună ziua, mă numesc Vasile Scutaru, mecanic la ASA Drumuri Cimișlia. Sunt o mulțime de lucruri care sunt ca și cum uleiurile scoase de la mașinile care s-au schimbat uleiul, fierul uzat, anvelopele uzate. Majoritatea automobilelor, autocamioanele, uleiurile le ducem, le schimbăm la întreprinderi specializate care noi aici mai mult, noi, în mare parte nu ne ocupăm cu schimbarea uleiului. Dați lor uleiurile și... Nu, da. Și ei de-amu plătesc unde trebuie și îl duc unde știu ei. Nu le depozitați? Nu, nu avem loc pentru depozitare, că nu e... N-avem ce face cu dânsele. Anvelopele uzate, care majoritatea perioadă scurtă de timp de utilizare și dacă sunt rele materialele în care sunt confecționate, ies repede din uz. Noi le depozităm aici la noi la depozit, la o perioadă de 2 ani zile le dăm la Ciubacom SRL. Desigur că noi le plătim dumnealui, pentru că altcineva nu se ocupă cu... Ori să trebuie un depozit tare mare ca să le depozităm la noi aici, dar nu avem așa posibilitate. Și ele, deci, cam cum... Plătiți niște taxe? Da, taxe de reciclare. Asta, acum mă tind că 1,50 lei de kilogram. Așa, anul trecut, anul ăsta încă n-am dus nimic. Vehicule scoase din uz, metalul rămas de la camioane, de la grader care au fost, chiar nu de mult am dus o cantitate de metal, tot la dumnealui, domnul Dumitru, la Cibacom SRL, că așa e, am acumulat majoritatea metal, lucruri care n-a nefolositoare. Metal și o stat până acum, o stat aici și le-am dus la dumnealui. El deja mai departe le reciclează, le... Puneți-vă, rog, ce parc de automobile aveți, cât de vechi este, cât de nou, despre... Sunt unele autocamioane, ca cum s-ar spune, uman, un Mercedes, camioane care au transportat mărfuri. Așa, mai nou ușoare, care aducem la carier, ducem materiale una alta. Dar sunt și camioane mai noi, dar le păstrăm măcar în așa, în permanent în lucru. Ce utilaj aveți? Două autocamioane zil, actualis, cu utilaj pentru material antiderapant, mai mult pentru iarnă le folosim. Sunt utilaje care se montează pe camazuri, trei camazuri care le avem și se depozitează unul acolo și două în deal. Care ele tot de la material antiderapant din cauza lăsării, el le mănâncă, metalul al sare al mănâncă. Tot le stăruim așa, să le ducem la condiții normale de lucru, permanent să fie în lucru. Dacă mai mult șofieri se plâng pe drumari, că pun nisip cu sare pe drumuri și ruginesc mașinile, dumneavoastră ce aveți să le spuneți? Sau să-i conform tehnologie? Păi dacă să lăsăm așa, să ne conformăm la fiecare spus a șofierilor care să... că punem material antiderapant, că sarea. Păi dacă lăsăm așa în ghețușul ăsta, în fiecare zi, pe timp de iarnă, nu știu unde să ajungem cu atâtea accidente. Măcar și punem materialul ăsta antiderapant, dar și tot se întâmplă accidente. Dacă nu mai punem material, apoi...
Da, și mai spune că se uzează și automobile și anvelopele, fiindcă drumurile sunt de țară, nu sunt asfaltate. Care e situația? Să mai fac drumuri acum, să mai îngrijesc, aveți grijă cât de cât? Ei spun că noi plătim taxa de drumari, de drum. Plătesc, da. Așa e Moldova. Să mai stărui, să mai astupe, să mai îngrijească de cât măcar. Dar iată, mulți spun că din anvelope s-ar putea de făcut decorațiuni. Alții spun că e cam periculos, că la temperaturi înalte el emină un fel de aer toxic. Cum credeți? Se poate de făcut decorațiuni anumite. Păi faci în 1, 2, 3 anvelope. Faci, de exemplu, de la un autoturism, faci, de exemplu, cum să spune, o lebă de un depozit pentru flori, ceva, care să crească flori. Ghivieci ceva, dar faci din 2-3 anvelope, dar nu din atâtea anvelope cât scoate la autocamioane, autogrederi. Imposibil atâtea decorațiuni să faci. Cât scoateți dumneavoastră de la așa cam în tot? Pe an 2021 noi l-am dus la domnul Cipacom 2 tone și ceva de anvelope. În 2019 am dus un ton și ceva. Se depozitează, fiindcă e ca o anvelopă de la un autograder. E cântărește aproape la 300 de kilograme. Deci e tehnică mare, volumul? E ca la un autocamion de ăsta, o anvelopă poate să ajungă la 100 ceva de kilograme. Depinde pentru ce utilaj ai folosit anvelopa aia. Dar la un turism e mai 20 kg, de exemplu, așa e. Depinde de tehnică. Cam câți lucrători aveți, cât e de mare colectivul dumneavoastră? La noi e împărțit în 3 sectoare. E Basarabeasca, Cimișlie și Leova. În secția de mecanic, cum s-ar spune, că avem lăcătuși, șoferi, tractoriști, mecanizatori, care se ocupă mai mult în tehnică. Sunt undeva la 25 de, cam așa, de persoane. În parcul în secția de sus, de la contabilitate, mecanic, ingineri, șef de sector, acolo sunt alții. În sectorul Basarabeasca nu s-i format chiar câte persoane de fapt lucrează, atât număr total. Ce părere aveți dumneavoastră în privința ecologiei? Iată, spun că prea mult vorbim despre chestii ecologice și... Păi ecologia asta e viața noastră. E aerul pe care îl inspirăm. Trebuie măcar cât de cât să-l păstrăm, cât de puțin. Asta e urmarea copiilor, aerul. Măcar cât de puțin trebuie să-l păstrăm. Vă prezentați încă o dată? Scutarul Vasile, mecanică, S.A. Drumuri Cimișlia. Asociația Oștească Prospect din Cimișlia a avut o întâlnire cu colectivul întreprinderii privind gestionarea fluxului de deșeuri specifice. Să spunem așa, lucrători din domeniul transporturilor. Eu mă numesc Andrei Bargan. Sunt în cazul de față de la Asociația Oștească Prospect din Cimișlia. Dar sunt și director la Radio Media și Media TV Cimișlia. În decurs de 2 luni de zile, 15 februarie, 15 aprilie, așa multe zile, noi avem o campanie de informare a cetățenilor cu un proiect ecologic, se numește Viața după moarte, anvelope uzate, uleiuri uzate și vehicule scoase din uz. Este finanțat de Uniunea Europeană, v-am repartizat niște pliante, deci și în cadrul acestei campanii avem mai multe acțiuni. Una din ele este întâlnirea cu reprezentanții colectivilor care activează în domeniu, care generează astfel de deșeuri, fluxuri, deșeuri speciale. În general, problema cu deșeuri e complicată, dar astăzi vorbim despre cele specifice, adică uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz. De ce vorbim despre ele? S-ar părea că nu-i Doamne ferește, acum sunt și alte probleme, este COVID, este războiul din Ucraina,
Dar noi vorbim de aceste deșeuri. Totul trecător, ecologie veșnică, fiindcă indiferent cine suntem, lucrător de rând sau director sau șef, dacă trăim în Republica Moldova, răsuflăm cu același aer, răsuflăm, deci consumăm aceeași apă din același sol, luăm produsele alimentare. Aici, în aceste cliente, v-am comunicat niște date, niște informații, ca să vă închipuiți că situația este interesantă. Deci, în Moldova, la 1 martie 2022, acum o lună de zile, au fost atestate, deci, 1.136.000 de unități de transport, dintre care, deci, aproape 1.000.000 sunt, deci, autoturisme. Și în raionul Cimișlia sunt, pare să vă, 20.000, acolo era scris. Dar vreau să vă spun că de câțiva ani toate aceste transporturi nu au ce face cu anvelopele. Și chiar și dumneavoastră, dacă sunteți șofer și aveți automobil, v-ați dus la atelierul de vulcanizare și ce v-au spus ei? Luați-le acasă. Nu le iau ei. Că ei trebuie să le depoziteze, să aibă un loc special și pe urmă ei trebuie să le predea tot la o fabrică de piroliză sau la o fabrică de reciclare. În Moldova, deocamdată, deci câțiva ani în urmă, era o posibilitate, deci la uzinele de ciment din Râmnița și Rezina ardeau aceste anvelope și făceau ciment. Ele de rău de bine, dacă le pornești cu alt foc, acolo ce mai este, și ele dau o căldură bună. Pe urmă s-a interzis. Acum iar se discută și în Parlament și în Ministerul Mediului, că adică incinerarea controlată ar fi o soluție. Ce să facem cu ele? Acum, dacă vreți să vă convingeți, și la dumneavoastră am văzut mai sunt anvelope, dar la dumneavoastră măcar sunt teritoriul, sunt depozitate, sau voastră, nu le ia nimeni aici, e întreprinderea. Dar am văzut și pe marginea drumului și în râuri și în mai multe locuri am văzut. Noi chiar ne-am propus că, să, cu întreprinderea municipală să strângem anvelopele astea. Asta ce ține de anvelope. Deci am mai fost, am atestat că la grădinițe, sunt făcute fie de decorațiuni pe malul drumurilor, prin parcuri, așa, făcute niște, să spunem, niște lebede sau niște pentru nisipării, niște boxe pentru nisip, pentru copii sau, să zicem, ceva din ele ghiveci pentru flori, diferite culori. Mie mi-a plăcut, de exemplu, și știu persoane care se ocupă și le place lucrul ăsta, fac, dar am vorbit cu specialiștii și iată, cu, chiar și cu domnul Marin Burduh, șeful deci, Inspecției Protecția Mediului, și mi-a spus că nu e chiar bine. Deci ele, anvelopele în cauză sau scatul, cum le zicem noi, când e temperatură de vreo 30-40 de grade, el începe să elimine un fel de miros. Mai ales și gazele astea de la anvelope, ele sunt niște gaze toxice grele, nu le cunoaștem noi cum se numesc, sunt specialiști, dar ele se așează mai jos, adică ele nu se duc în sus, nu știu cum, ele sunt mai grele. Și adică copiii când se joacă acolo, ele miroasă și nu-i. Amuia spune sarcina și se le scoate la grădinițe, prin școli, unde sunt pus. Iată așa. Noi le-am făcut din sărășie, că n-aveam și-am făcut un gărbușean, am făcut niște balansoare, niște scrinșuri dintre însă și așa mai departe. Ceea ce ține de ulei uzat, domnul scutarul, inginerul mecanic al dumneavoastră, mi-a spus că dumneavoastră nu depozitați, nu îl păstrați, îl schimbați uleiurile. Eu o să revin acum și să deci, uleiul e la stația de, la servisor. De servicii auto, da. Și ei mai departe răspund. Noi să avem întâlniri și cu deși și să întrebăm ce fac, dar ei spun că au un contract, au, îl duc, îl realizează, ceva fac, nu știu, îl predau pe urmă, pe urmă, îl reciclează din
Din uleiul ăsta vechi, am înțeles că dacă ar fi o tehnologie bună, s-ar putea face încă 40% de ulei nou. Adică să, că noi, dacă importăm de trebuie să reciclăm. Dar noi ce facem? Îl dăm, pe urmă acolo, vă zic că în cel mai bun caz încălzesc acolo niște sere sau niște angare, niște desea mari de stații, adică să le spunem hale industriale și ceva acolo, că acolo e greu să încălzește așa, dar cu este mai fac efort. Cel mai așa mai avansat metodă era și este fabrica de piroliză de la Marța Chișinăului. Ei primesc anvelopurile astea de la persoane fizice, le primesc gratis deocamdată. Dar au spus că să mai gândească, că nu le preiese. Dar de la întreprinderi le primesc acolo undeva 1500 de lei tona sau 1,60 kg, undeva văd ei cum. Și, dar trebuie voi să le duceți. Adică închipuiți transportul tur-retur și trebuie să plătești că dacă duci 3 tone, îți iese o sumșoară. Dar așa e, că trebuie să faci așa. Și ei acolo ce fac? Au o tehnologie, vă zic o linie, scot din trânsa, din scatul ăsta, din anvelop, scot fierul, sârmă și eu scot, pe urmă le bucățesc, le flărâmă, le fac așa niște granuri și pe urmă le topesc acolo, nu știu ce fac, din trânsa le iese dintr-o tonă, iese 400 de litri de un fel de lichid, parcă e maslă, parcă e ulei așa, 400 de tone. A noi 400 de kilograme dintr-o tonă, dar restul 600 nu sunt, deci. Restul e niște gaze acolo iese, gazele și alea chipurile le mai trec prin filtre, dar sunt niște gaze toxice și foarte, dar ele trec prin filtre. Și chipurile folosesc uleiul și ala iar pentru încălzirea și topirea anvelopilor mai departe, adică să merge așa în ciclu, reciclare. O parte din uleiul și le dădeau cu 10 lei kilogramul, nu e ca solar, ca 24, am zis, 27 cât e, 27. Apoi și care încălzesc chiplițele, sierele, să încălzești cu motorină și să încălzești cu ulei, deci ala e mare diferență, este al de cu 10 lei, dar și ala cu 27. Și adică tot e un lucru bun, pentru deci. Cu vehiculele scoase din uz. Dumneavoastră mi-a spus și inginer mecanic și domn director că dați la metalizat, se cântărește, dacă e fier simplu, cât acolo, nu știu, înainte era 3,50, 5, 2, cum se înțelege omul și fel de fier. Dacă se de Islante, lima e schimbă, cam înțeles că schimbă, să zicem, scot din trânsările, dacă este fier. Cupru sau aluminiu, aluminiu, adică prisoasă, este de metale colorate. Da. Și se ocupă, este și o întreprindere, bine că avem întreprinderea SRL Cibacom, Dumitru Cicate, și primește. Alții poate le duc în altă parte. În rest, noi am făcut o expediție și am văzut că am găsit și în sat, și în păduri, și pe malul râuleților, mașini lăsate, carcasa, tăiat, trezit, hudus-o și prin șiferul stiere și așa mai departe. Nu știu, poate... Eu socot că tot asta e din lipsa de o motivație. Dacă ar fi o motivație, țineți minte când sticlele, chiar sticla, când le strânge, nu găsești sticle la bar, pe alături, fiindcă le strânge și le duce, ca le dă deți. Dacă ar fi o motivație și cu pneurile, cu anvelopile, dacă ar fi o motivație și cu fierul uzat, dar să plătească mai mult, că așa alții, nu știu cum, cam greu le ies că se duc transportul, și cu uleiurile, altfel ar fi situația. Acum Parlamentul și Guvernul discută așa o posibilitate și niște regulamente. Deci este vorba ca plătești poluatorul, adică cel care aduce anvelop și le vinde, ea că ne duce noi să cumpără. Apoi el, dacă a adus 1000 de anvelope, el trebuie să dea 1000 de anvelope vechi la schimb, la zdaci, cum zicem noi. Și acasă îi pui în gardă, de-a mă să gândească și ei cum să facă. Așa și cu uleiurile. Ați cumpărat 10 toane de uleiuri, eu știu, pe un an de zile acolo, în Năstăvos acolo. Trebuie să dați la util tot atât.
Așa să fie și cu mașinile vechi, cred că Rabla 1, Rabla 2, care poate să apărești la noi ceva de genul ăsta, dai vechi, să mai dă nu știu și acolo, te mai... Dar asta de ghea să se gândesc. Noi nu avem zavoade de mașini, nu avem fabrici, dar în România a arătat că este un lucru bun. Adică, nu știu, Rabla, mai dă de niște bani și mai pune și își cumpăra una nouă, dacă vrei. E cu interesat. Dar noi deocamdată nu este. La noi ne-am bucurat că ne-au dat voie și am adus mașini vechi mai mult de 10 ani. A mie din 92. E ca starușca are 30 de ani. Și mă țin de dânsa, nu știu, parcă e, cum să așa, și cu ei, femeia și mașina, știi, trebuie să țin de dânsele, dar eu prea mă țin de mașina, are 30 de ani. Dar ideea este că acum, în unele țări, ca de exemplu în Austria, 4-5 ani, vârsta medie a automobilului. Ei și după 6 ani le dau, sau după 3 ani le dau, le schimb, eu nu știu ce fac, parcă 4-5 ani vârsta medie a automobilului. Dar la noi, în România, e 16 ani, vârsta medie. Dar la noi nu știu cât trece. La noi eu am văzut jiguliuri care mă tincau 40 de ani. Da. Înseamnă că... Până când merge. Da, tot chestia asta, parcul de automobile trebuie să renoveze, trebuie să schimbe. Iată ce am avut eu să vă spun, stimați colegi, să vă spunem așa, că suntem colegi, dacă suntem, trăim în același oraș, răsfăm același aer și așa așa consumăm. Și mai avem, am mai avut noi copii acolo, sunt niște desene, în viziunea copiilor, cum desenează copiii, reciclarea, velocră și așa mai departe. Deci dacă noi ne-am consumat aici o jumătate de oră cu dumneavoastră, nu credeți că ați pierdut acest timp. Eu sper că încă o dată v-ați gândit, ați analizat și până la urmă, eu știu, într-o discuție așa cu alți colegi de ale noastre, prieteni, cu mătri, la o masă, în loc să mai vorbim noi despre politică sau altceva, de voi să vorbim de ecologie. Ce mâncăm, ce bem, ce răsplăm. Și vrem să fim sănătoși. Sigur că acum războiul din Ucraina umbrește toate întrebările și trebuie să gândesc, păi, amuia nu e amuia de niște scaturi, chiar că eu mă gândesc la începe ceva sau ceva. Dar vă spun că războaiele vin și se duc, ecologia e permanentă și noi simțim acest lucru și unicul lucru care îl facem bun asta că să fim ecologiști în suflet și să păstrăm natura, să păstrăm aerul, solul și apa. Iată, aici nu greșim niciodată. Dacă în alte lucruri, mă rog, cu războaiele, cu eu știu și acolo, greșim, aici care atac și al care se apără, nu știu, și tot așa. Acolo, deodată, îi spun că, ia, că noi suntem drepți, fiecare dreptatea lui. Dar aici este o dreptate de la Dumnezeu, dar că vrei Elon Musk să ne ducem pe altă planetă și-o făcut el niște corăbii, dar eu vă asigur că nici unul dintre noi nu ați duc acolo, dar ne văd să bani. Și că nu știi dacă acolo viața și e mai bună. Dumnezeu putem și destre, noi pământul nostru aici și să răsfânăm și să ne putem de grijă. Asta am vrut să vă spun, eu vă mulțumesc frumos. Dacă aveți o întrebare sau, eu știu, era aici Marin, Burduc este șeful inspecției de mediu din raionul Cimișlia și Basarabeasca. Și noi împreună cu dumnealui ne ducem pe la colective, ne ducem pe la stațiile de... De servire, auto, ne ducem pe la ateliere de localizare, la alte întreprinderi, zicem aici, dacă sunt Irin, dacă tot au și transport. Înainte știu că când era TB-ul și ala, erau 20 de autobusuri și 20 de zile, adică erau colective mari. Acum colective sunt mici, dar acum, din când în când, mă bucur că sunteți într-un colectiv, aveți director, inginer, contabil, aveți clădiri, aveți tot, eu vă spun că alții n-au. N-au, că s-au distrus toate întreprinderile. Unde s-a ieșit de la colcos? Unde s-a ieșit de la fabrica de lapte? Unde s-a ieșit de la fabrica de carne? Unde s? N-au nici sediu, n-au nici director, n-au nici lucru, n-au nimic. Deci trebuie să păstrați colectivul dumneavoastră. Că cine are colectivul e norocos.
La o adică și la o bucurie și la un necaz vine colectivul, îl vede, îl ajută, poate mai schimbe o vorbă. Dar nu ia, lumea s-a înstrăinat, stă pe acasă, singur, și colectivă. Înainte vine acasă, spune, ia că nu e la lucru, ia că și mi-a spus, ia că ce-am făcut. Dar nu dacă majoritatea stau pe acasă. Asta am avut a vă spune. Vă mulțumesc că de acum o să vă semnați în lista asta aici, dacă, domnul Scutaru, dacă ai un stilou, ca să un stilou, că familia o semnat, fiindcă eu am să mai arăt și niște fotografii, niște imagini. Dar așa e birocrăția asta la noi, că nu te cred eu, că e... De că omul a semnat că a ascultat ceva. Iată ce putem noi face. Poate... Dacă venim să vă spun ceva mai important, adică niște indemnizații și primiți, sau niște bani de undeva, sau niște legi care să vă ajute. Dar eu vă spun toate legile care iese și în adresa noastră, cu televiziunea și cu astea, și în adresa noastră, sunt pentru a ne pune la punct, a ne controla, a ne verifica. Nu credeți că sunt pentru a ne ajuta așa de tare? De-aia vă spun domnul director de legislație care a mai apărut. Și iată care, dacă sunt întrebări, eu știu, domn director, mai chemați-vă să vă filmez cum lucrați, că oamenii ăștia merită să-i vadă lumea, că fac un lucru frumos, fac drumuri, fac, că ne-i văd țărașii că căldură cu asfaltul, în frig tot lucrează, pe marginea drumului lucrează și fac, asta-i vadă. Dar de ce îi spunește zacon pozul ăsta, când tamana atunci omul s-a așezat, tamana atunci apoi asta, cum vreau să spun eu, să-i jurnaliștii ăștia, nu știu, e parcă special ca o moment. Dar voi spuneți că eu, de exemplu, tot filmez așa mult, mult filmez, dar arăt numai așa și mai trebuie. Aleg, da, puteți spuneți că, domn jurnalist, vă rugăm frumos, filmați ce doriți, nu vă pot interzice și... Dar vă rugăm, arătați cum lucrează, arătați că perioada asta, ia cam e timpul de prânz. Să aveți în vedere că dacă se duce omul la WC-ul și tot trebuie să duci să-l filmați, e clar că cum șede el acolo, dar și trebuie să duci, adică sunt lucruri, sau dacă, mă rog, omul și ăla e șchiop sau ceva și tot al filmează, că e șchiop, băi, și-l filmează, dar nu se mai îndreaptă. Păi, pașină, filmat odată, gata. Așa e, avem și noi amăia restricții și cu televiziunea, DMG, e chiar simplu. Anul la 1 mai trebuie și numai digital. Ne-o scos. Lumea întreabă. Dar era CTV, le uitam, dar nu e... Da, chiar nu s-a vrut să mă întreb. Ne-o scos că o zis că și numai digital. Dar digital acolo este utilaj tare scump, un emisor de acela, e cu 15.000 de euro, dar eu n-am așa bani. Eu le-am spus, dacă știi cum un proiect și pun o emisor, am să arăt, dar dacă nu, nu. Ați și pe ETR, și la Multelecom și Starnet. Starnet 47, și Multelecom 906 canal. Iată așa. Și eu zic, dacă ați doriți, poate pe urmă să mai schimbăm ceva, să mai facem, dar ne strâng și pe noi din toate părțile. Îți spune, dar pe noi nu ne interesează, tu ești agent economic. Trebuie să-i plătești omul numai puțin 3500 la 1 mai. Aprilie. Aprilie. Ce scuze, da. Da, da, 3500. Eu aveam un băiat, îi dădeam 4000, anul trecut și-a zis că, domnul Andrei, 4000. S-a dus. L-a învățat-o filmat, Victorul. S-a dus. Și amu ea vine unul și zic, băi, lai să-ți dăm 4500. Da, zici că hai să-l pierzi în prag. Gândești, dă-i deodată 5, că ea sau... Zic, nu știu, băi, că băi, când aud că tot prețurile astea se schimbă, eu vă spun sincer, eu așa am pierdut, nu știu care e măsură, fiindcă știu că sunt șefi care au 16.000. 20.000, chiar în raion, care la conducere în raion, la 12.000 așa au. În afară de asta, care mai este și la pensii, mai are și pensii, adică ei mai trăiesc cu lepțică. Dar ești care mai puțin, nu știu cât au, ea ca dumneavoastră, poate aveți, eu știu, 3.000, 7.000, 6.000, eu nu știu, asta e cum spune, nici nu trebuie să îmi spuneți că spune că asta e personal, e chestia omului cât are. El are contract, atâta lucrează, atâta primește, atâta îl apreciază. Da, da, poate vreți să discut, vă fac vin cineva. Îți duc la lucru. Hai, vă mulțumim frumos. Vă așteaptă lucru.
Întreprinderea SACE Mișlia Drumuri dispune de o hală pentru reparația tehnicii, reparația motoarelor, schimbul anvelopilor și alte activități specifice. Ia că avem un scat bun și pentru postală. Da, sărocare n-a fost. Eu am văzut că unul a făcut un fel de basein mic, așa, cu un scat mai mare și eu pus la fund și am făcut cu apă. Basein? Nu, așa, descaldat, ca un fel de van, așa, făcut. Veniți bani de schimbare. Nu schimba. Păi, stai tăiat. Nu, tineretul nu vor să pui mâna pe... N-am înțeles. Ce? Zic, tineretul nu vrea să pui mâna pe... De unde că tineret nu-i? Nu-i. De unde tineret? Evreu din omăr. Da. Iau mașini de-a lor, nu... Și știu și tesor? Da, mă, e tot din omăr. Vezi, eu și mă gândesc, dacă se strică vreodată mașina ceva, noi n-ai scotem una de chei mare, începei, poate, i-a schimbat, dar nu era... N-ai nici cheie... Așa, unul zice, dar eu n-am nimic. N-ai nici cheie în mașină. Tot la asta o. Ai dus-o la asta o și s-a făcut-o și gata. Și ai dat-o în bani grămadă. Da. Da, și lucrul a făcut, că nici nu știi ce-a făcut. Și s-a făcut. Treci încoace, nu te fugi. Așa la Iisus Dornan. Ia un electrod să-l văd acolo în mână. Amuia... De la 1 mai am zis că să vadă ceva, să mai pui la cale. Vreau să particip iar la concurs, cumpăr un imitator și să-l dau să-l vadă toată lumea, așa, din etier. Vreau să încim te văd, și am felicit cu cealaltă, au zis de ce ani, de și familie, și... Dar o murit tot, parcă chiar război la noi. O murit că așa e că cerințe... El e bun, dar în putem de omăt, putem de ăca măcar așa, hectare. Mhm. N-are, cum să spun, zațepcă. Păi n-are, dar el în timp de vară. Adică timp de vară el e bun. Uh-huh. Da, de deplasare, un altă la pământ, la lut, un altă el e bun, da. Dar putem de iar nu faci nimic. Dar la și transport se vede. Autograder. Autograder. Autograder, da. Asta e specifică, este, nu trebuie să da așa înveloc. Nu. Și le punem și timp de vară, nu le, noi nu le aia, aici nu le aducam. Da. Care e lăsă, care n-are nică deloc, da. Nu e complet de și că este ca și cum e nou. Noi e puțin, puțin mers. Dar mâine care vin în scaturi, noi, e ca norma asta care până unde se consumă, e tare puțină. Și ai făcut 20 km, 100 km, de exemplu, gata, e s-a uzat, nu faci nimic cu dansul. Și e special de fapt să descriezi mai repede. Mai repede. Așa e. Așa e tehnologie, da. Scos de mult și cumpăr altul nou. Cumpăr altul nou. Și o anvelopie asta e minim 15.000. 15.000 de lei? Da. O anvelopie asta. Nu vine a crede și așa o anvelopie de asta. E specific pentru că e cam e pentru autograder mare, pentru e scump. 15.000 de lei un anvelop. Apoi ca eu nu înțeleg. Dacă sunt calz un autograder. Dacă ce? Asta minimul, dar că mai putut scumpi tot scumpirile, apoi dacă s-o cot 30.000 numai pe osi. Dar la autograder 3 osi. Asta... Și încă plus piețele, hai ca la un tractor de T40, MTZ, aici sunt, cum să spune, mori. Dar autogrezii astea cum sunt marca, marca chină, ele sunt bune, dar sunt numai câțiva producători, care, importatori de piețe care le aduc din peste hotare. Eu nu se trebuie, noi îi bucurăm că ea că aduce în diferiți hotare, piețe de schimb nu-i mai. Dar piețe de schimb nu. Nu-ți. Și ei dacă... Da. Sunt câțiva importatori care aduc
dar ei aduc pe original și îi tare costisitor. Avem niște cunoscuți în Italia, Gheorghe Mocanu și alții care de aici, din Cimișlia, și eu spun, băi, africanii și ei pun în containere tractoare întregi, dar îl fac așa, roțele, îl dau ca piesă de schimb, nu știu. Și în container, 3.000 de euro containerul, și ala și-a trimit în Africa. Dar statul lor nu le e tămoșnăie când intră. Uh-huh. Dar la noi a arătat, de unde a venit unul din Italia cu tractorul lui, apoi i-a luat 9.000 de euro și încă 20.000 de euro, mai știu. În sens că, nu știu, poate e bine că s-a dus și unii alte părți tehnică, dar de-a mai piesă de schimb, sau să dea voie și piesă de schimb. Ei se dau voie piesă de schimb, dar e costitor, vama costă mult. Așa e. Și când îți spune ceva, întrebește un autograder să facă un drum pe timp de o oră de vreme și când îți spui o sumă de bani, dar și așa mult. Am înțeleg de și așa mult. Și când s-o cuțea, că ei scatul ăsta ca și cum e bun. Nu, e bun, dar nu, nu poți să lucrezi, timp de iarnă nu poți lucra cu dânsul. Poți lucra, dar și poliția poate să zic că... Îți spune că ia, că cum îmi spuneți dumneavoastră, uitați-l, e bun, da, ia câtă-l, șpore are, dar el nu poate deloc lucra. Timp de omăt, acolo, dacă așa e. Ca și ești încălțăminte, care o leacă de zățăv, că mi-ești liber. Cum s-a făcut talpa netele, nu, unde duci, n-ajungi nicăieri. Da, și voi nu puteți stați bucuriți da. Acolo, voi trebuie să lucrați, deci e trebuie. Da, 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 e că... De loc, leacă și așa, da. Păi e tot, e ca așa slă. Sunt în perioadă de timp. Stăruim și noi cum... Și când dai un ban pe... schimbi o anvelopă pe un most, osii nu-i... timp de o jumătate de an și pleacă și cei care nouă. Așa că trebuie să schimbi pe o osii noi. Și plus, ambele, da. Ambele. Și plus, ia că la autocamion, la camas. Uh-huh. Pe o osii din urmă sunt patru anvelope. Pe o osii. Tot... cam în două voi să ia ca s-o opt anvelope. Și dacă s-o uzat una, o bunită la oameni, de exemplu. O bunită una, și dacă așa erinte sau 50%, din nevoie trebuie să te chinui pe 4. Că dacă pui una, dai un 10.000 de lei pe o anvelopă, timp de jumătate de an pleacă așa care nouă. Că el, tot greutatea se acumulează pe anvelopă așa nouă. Și noi... e imposibil să pui o anvelopă nouă. Da, care spune că am pus-o nouă și am pus pentru ce-ți cumpărtă pe patru, dacă numai una s-o uzat. Nu, nu e... Da, una, dacă ai pus-o, degeaba. Da. Angajații întreprinderii Drumul Cimișlia, Societate pe Acțiune, au primit pliante cu informații privind gestionarea fluxului de deșeuri specifice, au făcut schimb de informații privind legislația în vigoare în domeniul protecției mediului. Acțiunea are loc în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ, în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.